Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea 4 este ministrul Sănătății, domnul Andrei Gustatăi. Domnule ministru, bună seara! Bună seara! Și vă mulțumim frumos că ați venit la noi la emisiune. Și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul ministru, azi Parlamentul European a ratificat acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova. Ministerul Sănătății, domeniul sănătății, are vreo treabă cu acordul ăsta sau trecem de tema asta? Tocmai că Ministerul Sănătății are o pondere destul de înaltă, raportată la totalul de acțiuni care urmează să fie întreprinse pe perioada de implementare a mai multor proiecte în perioada de asociere la Uniunea Europeană. Avem deja inițiate mai multe discuții cu guvernele din Uniunea Europeană, cum ar fi Guvernul Republicii Federative a Germaniei, Guvernul Elveției, Guvernul Norvegiei, Guvernul Japoniei este mai departe deja, dar oricum este vorba despre, în primul rând, ajustarea cadrului legal, ce ține de organizarea prestării serviciilor medicale, ce ține de managementul resurselor umane și mai cu seamă a sănătății publice. Săptămâna trecută am avut o discuție cu o echipă de experți din Norvegia care au venit ca rezultat al vizitei viceministrului sănătății din Norvegia în februarie anul curent. Am semnat și un memorandum cu această țară având ca bază patru piloni. Este vorba cu operarea în domeniul sănătății publice, în managementul serviciului spitalicesc, în schimbul bilateral de specialiști din Republica Moldova și Norvegia, iar cu Republica Federativă Germaniei este un memorandum de înțelegere semnat care acoperă o dimensiune foarte importantă, cum ar fi managementul resurselor umane. Iată, aici ar vrea să punctez pe faptul că începând cu anul viitor, avem angajamente și înțelegere de a ajusta curicula de instruire universitară și postuniversitară la rigorile și standardele europene. Ceea ce ar însemna că în anii următori, atât medicii, rezidenții și moașele sau felcere și asistenții medicali vor primi diplome europene recunoscute în toate 28 de țări ale Uniunii Europene. Acest proiect este la început și alte proiecte în care merită să vorbesc astăzi este vorba de asistența financiară pe domenii prioritare. În primul rând este suportul bugetar pentru sănătate, îndreptat în primul rând spre asigurarea acoperirii universale cu servicii medicale, ajustarea listei și medicamentelor compensate oferite celor care necesită aceste medicamente și, nu în ultimul rând, este vorba despre fortificarea sistemului de sănătate întregime, mai cu seamă sau ca prioritate fiind punctat pe dezvoltarea segmentelor de prestători de servicii medicale. Este vorba de asistența medicală primară sau medicina de familie, în sectorul spitalicesc și în sectorul de asistență medicală de sănătate publică. Iată, aceste priorități sunt ca o continuare a lucrului care l-am efectuat împreună cu Uniunea Europeană în perioada 2009-2014. În această perioadă, cu suportul și sprijinul Uniunii Europene și altor țări din afară, cum ar fi Japonia și Statele Unite ale Americii, s-a reușit să atragem investiții de peste 3 miliarde de lei. Această sumă a fost orientată sau direcționată în primul rând spre fortificarea sistemului sănătății, crearea condițiilor bune de lucru pentru medici și condiții bune pentru diagnostic și tratament pentru pacienți. Eu zic că un număr de peste 1000, sunt poate 2000, care deja au trecut prin blocul sau prin centrul chirurgical nou, care a fost pus în funcțiune sau în aplicare în mai anul curent. Cei care au trecut prin acest bloc au observat și n-au putut să nu observe ceva deosebit în organizare, în prestare, dar mai cu seamă în calitate, în supraveghere, în monitorizare și în tehnicile sau utilajul, tehnologiile pentru a efectua aceste operații. Acest sprijin a fost acordat, acest obiect este un exemplu unde am reușit să aducem împreună peste 7 finanțatori din Uniunea Europeană. Este vorba de Consiliul Europei cu Banca Europeană pentru Dezvoltare, este vorba de Banca Mondială, este vorba de Guvernul Turciei, Guvernul României, Guvernul Austriei, Guvernul Japoniei,
care au pus, au investit în acest obiectiv, având la moment unul din cele mai performante centre chirurgicale din zona sud-est al Europei. Avem deja... Ministru, eu recunosc că eu sunt cam slab în domeniul ăsta, dar totuși am și eu niște întrebări pe care vreau să vă le adresez. Despre priorități ați vorbit. Ca să realizați aceste priorități, trebuie să mai fiți la guvernare. Noi avem campanie electorală. Dumneavoastră, înseamnă, sunteți membru al Partidului Liberal Democrat? Da, e da. Sigur. Dar de ce nu sunteți în lista Partidului Liberal Democrat pentru funcția de deputat? Aici este, eu zic, competența partidului, organizațiile primare care și-au înaintat candidații. Din mai multe considerente au fost selectați alte persoane sau persoanele care s-au considerat la moment fiind cele mai indicate de a fi pe listă, dar aceasta nu înseamnă că Partidul Liberal Democrat din Moldova are doar 101 sau 103 persoane care merită. Noi suntem o echipă destul de imensă după număr, avem miniștri în actualul guvern și sunt sigur vom avea mai mulți miniștri în viitorul guvern și de aceea pentru toți este în câmp și în spațiu de acțiune doar să trecem peste acest exercițiu important ca să asigurăm continuitatea. Dacă să mă întorc la ceea ce ați menționat la bun început, ratificarea acestui acord printr-un vot aproape unanim, după câte țin eu minte, sunt doar 44 de voturi care, de persoane care s-au abținut și îmi pare că peste 70 care au votat împotrivă, dar 500 și ceva au ratificat acest acord. Încă o dată este un semnal, nu doar un semnal, dar o încredere oferită statului nostru, mai cu seamă pe domeniul sănătății, fiind plasat și pe agenda politică a guvernului, sănătatea pe cel mai înalt loc, sunt sigur că continuitatea dezvoltării domeniului sănătății va fi și pe agenda noastră de cooperare cu Uniunea Europeană. Haideți să o luăm acum pe rând. Deci, vine polița de asigurare, vine noul an, unde trebuie de achitat, de cumpărat polița de asigurare. Ca în fiecare an, în mod normal, ea se scumpește inițial. Anul ăsta se scumpește cu cât? De ce, domn ministru? Și pentru ce vom avea mai mult la această poliță de asigurare, dacă vom avea în general, sau pur și simplu se scumpește? Aici aș vrea doar să explic, doar o minută, două, îmi permiteți, este vorba despre faptul că noi, în Republica Moldova, începând cu anul 2012, mai cu seamă, am schimbat situația calitativă a tehnologiilor medicale. Dacă până recent nu existau utilaje de rezonanță magnetică, angiografie, diagnostică prin ultrasonografie sau foarte complicate echipamente în timpul operațiilor și peste după operații, toate aceste echipamente necesită consumabile și necesită reagenți, adică componențe care asigură activitatea acestor echipamente care nu au existat până acum. Dacă până acum un număr excesiv de mare erau trimiși peste hotare, deoarece nu exista aceste posibilități să se efectueze în țara noastră, acum le avem. Le avem la Institutul Mamei și Copilului, la Institutul de Oncologie sau la Institutul Medicinei de Urgență și în multe alte spitale. Nu este posibil cu tehnologiile noi aduse, moderne, să menții funcționalitatea acestor echipamente fără a investi adăugător pentru a oferi pacienților calitate și corectitudine în tratament și diagnostic. De aceea, în anul trecut, am reușit să sporim contribuția din partea angajatorului și angajatului cu 0,5% la fondul de asigurări de medicale obligatorii, respectiv și guvernul a crescut sau a sporit alocațiile pentru categoriile care sunt asigurate de guvern. De aici sunt mai mult de jumătate din locuitorii țării sunt asigurați de către guvern. Să cunoască toată lumea, este vorba de toți pensionarii, cei care nu au venituri, cei care sunt cu dizabilități, cei care învață, cei care sunt preșcolari. Adică, pentru anul viitor, reieșind din faptul că avem tehnologii moderne care necesită cheltuieli pentru a le menține funcționalitatea, este necesar să sporim. Pentru a spori veniturile în fondurile de asigurări medicale obligatorii, există doar o cale de a spori contribuția, cât din partea statului,
pentru categoriile respective, cât și din partea celor care contribuie din veniturile lunare la formarea acestui fond de asigurări medicale obligatorii. Cât să vă mări? Eu vă spun că nu este atât de disperiat de această sumă. Am calculat după media de salariu care este în țară, s-ar mări cu o contribuție mediu de la fiecare cel care muncește, cam cu 28 de lei lunar. Asta este o sumă destul de semnificativă, dar impactul, efectul este colosal. Noi am avea posibilitatea să facem mai multe transplanturi de ficat, mai multe transplanturi de rinichi, cu mult mai multe operații pe cord, operații pe creier și multe, multe, multe alte operații care sunt necesare și sunt oferite oamenilor în vârstă, oamenilor cu maladii cronice. Dar cine îi suportă, cine poate să-i suportă, decât cei sănătoși și cei tineri? De aceea, principiul de solidaritate. Și acești 28 de lei nu sunt atât de semnificativi pentru a menține acest echilibru și funcționalitate. Cu atât mai mult, dacă să ne raportăm la țările din regiune, noi suntem ultimii în Europa cu 8% contribuție, următorul după noi este cu 11%, îmi se pare că e Ungaria, și următorii sunt cu 15%, 16% și până la 17%. În România sunt peste 15%, dar dintr-un venit cu mult mai mare decât din țara noastră. Ținând cont că și echipamentele sunt procurate de la același producător din Germania și reagenții iarăși la fel, noi nu avem posibilitate și nici nu avem dreptul ca să nu oferim cetățenilor și pacienților servicii de calitate. De aceea, pentru calitate trebuie să plătim. Dar facilități, sunt anumite categorii de persoane care au facilități sau nu? Știu că era vorba anul trecut. Da, desigur, sunt facilități, sunt facilități destul de importante pentru a asigura înrolarea în rândul celor care sunt asigurați obligatori. Este vorba de deținătorii de terenuri agricole, ținând cont că roada vine în a doua jumătate a anului sau inclus în proiectul de lege ca o scutire de 75% să fie valabilă până la 30 octombrie în fiecare an. Adică cei care au aceste, dețin terenurile la 30, până la 30 octombrie vor plăti doar 25% din cost. Sunt scutiți cei care locuiesc în partea stângă a Nistrului și au terenurile în traseul Râbnița-Tiraspol și avem diferite categorii. Acum examinăm ca și participanții la războiul de pe Nistru și participanții la războiul din Afganistan și alți participanți să li se ofere acelora care nu au venituri, care nu lucrează din motive de boală sau din motive de alte condiții care le-au diminuat capacitatea de a munci, să li se ofere aceste facilități. Dar cazul ăla răsunător când un domn fusese închis pentru că cum v-a părut dumneavoastră? Da, când îl privești și îl asculți, pare că nu e bine. Urât a arătat, dar totodată este legea care se numește legea despre asigurările obligatorii. Și iată anume principiul de obligativitate pentru toți cetățenii țării noastre, deoarece acest principiu anume și asigură solidaritatea dintre toți cetățenii pentru cel mai în vârstă și pentru cel bolnav. Aici, cred că vina a fost a persoanei, dacă a plecat pentru o perioadă mai lungă în străinătate, era obligat să-și scoată de la evidența civilă, prin codul CNAP pe care îl are, că dânsul nu mai este aici pe loc și nu este eligibil sau nu este supus acțiunii sau forței acestei legi. Sunt sigur că asemenea cazuri care au mai fost se vor lămuri și cetățenii trebuie să devină și responsabili, fiindcă dacă considerăm că respectăm legea, să o respectăm cu toții și pe toate domeniile. Despre rezidenți vreau să vă întreb. Și că acum e perioada, da? Sau am da, acum e perioada de... Câte locuri, câți candidați? Pentru că am și o întrebare care cineva tare vă critică pentru decizia aia de guvern. Este vorba despre pregătirea prin rezidențiat, adică este o pregătire post-universitară. La acest segment de instruire, Guvernul și Ministerul Sănătății acordă și va acorda în continuare o atenție primordială. În primul rând, cu suportul Uniunii Europene și Guvernul Japoniei, am reușit să ne constituim un centru de instruire pentru rezidenți excepțional.
Este un centru de excelență. Avem de acum rezidenți din Ucraina, România, care au solicitat să vină, s-au programat să se instruiască sau să obțină deprinderile de a stăpâni utilajul chirurgical sau pentru naștere sau pentru urgență. Și de aceea am zis că instruirea prin rezidențiat este o verigă foarte și foarte importantă. Pentru anul acesta s-a anunțat concursul deja pe diferite specialități, deoarece rezidențiatul doar oferă calificativul de specialist. Universitatea oferă doar titlul de medic. Și iată, reieșind din priorități, dar prioritatea numărul unu este medicina de familie. Numărul cel mai impunător sunt medicii de familie, după aceea sunt medicii neurologi, medicii cardiologi, anesteziologi, un număr foarte impunător, obstetricieni, ginecologi, de toate specialitățile. Astăzi m-am întors din trei raioane din nordul țării și acolo este lipsă și de medici de familie și de alți specialiști. Concursul este foarte și foarte transparent prin publicarea sau prin publicarea în dinamică a pretendenților, numărul de sau care este punctajul obținut pe perioada de instruire la universitate și în funcție de cât care este balul sau nota obținută, studentul sau rezidentul pretinde la o specialitate sau altă după, să zicem, greul acestei sau prestigiul acestei specialități. Dar până la urmă, în acest domeniu, până ajung la întrebarea care zic că sunt și menționat în sens negativ, este vorba despre faptul că rezidenții în țara noastră încă nu au un statut bine conturat cum ar trebui să fie într-o țară europeană. Acum dânșii sunt bursieri ai universității, dar instruirea se petrece în clinice universitare. Bursa este foarte joasă, de aceea anul trecut am hotărât să pregătim un proiect de hotărâri de guvern și a fost aprobat ca rezidenții să fie angajați în instituțiile medicale unde petrec instruirea, să primească un salariu minim care este 1700 de lei, plus bursa era atunci 900 de lei, cred că sunt sigur nu s-a schimbat, nu s-a modificat. Pentru anul viitor vom merge și mai departe ca studentul să devină stafful sau personalul instituției, să primească salariu pe perioada de instruire în instituția unde este trimis la lucru. Dacă spitalul din Creuleni, să zicem, sau Căușeni sau Hâncești nu dețin clinici de instruire, ei vor încheia contract cu o instituție de clinică sau universitară care va pregăti un anesteziolog timp de 5 ani și va primi salariu de la instituția unde urmează să plece să lucreze, iar instruirea o face, să zicem, la Chișinău. Iată, aceste modificări urmează să le facem, iar instituțiile nu vor completa pe lista de state toate unitățile care sunt prevăzute după normative. De exemplu, în secția cardiochirurgiei, să zicem, la Spitalul Republican, dacă conform necesităților pe lista ar trebui să fie 10 medici, atunci instituția va angaja doar 4, iar 6 vor lăsa liber pentru rezidenți, ca rezidenții să vină, să fie angajați în lista de state, să fie și responsabil că deja s-au angajat în câmpul muncii, iar universitatea va oferi instruire teoretică și de supraveghere universitară asupra acestor rezidenți. De ce Chișinău nu respectă decizia aia de guvern? Aici sunt mai multe probleme referitor la municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău, de fapt, a rămas cu multă urmă cu reformele care sunt ca strategie a Republicii Moldova, ca țară integră. Dânșii consideră că sunt un stat înăuntru statului. Eu am vizitat dăunăză mai multe instituții care aparțin municipiului Chișinău, ei au rămas în urmă prin dotare, prin pregătirea infrastructurii, prin instruirea personalului medical. Mai mult ca atât, s-au admis încălcări grave în eliberarea și angajarea conducătorilor instituțiilor medicale. Chiar astăzi am anunțat un concurs pentru spitalul municipal numărul 3 și spitalul Ignatenco, deoarece conducătorii
primării evită să respecte legea în acest domeniu. Pornind de la aceasta, noi am obținut până acum că municipiul Chișinău, pe de o parte, ei critică ceea ce face Ministerul Sănătății, dar pe de altă parte nu participă și nu sunt integrați în procesul de reformare a întregului sistem de sănătate din țara noastră. Dânșii, nerespectând această hotărâre de guvern, pur și simplu își asumă o responsabilitate. Vom vedea unde vor ajunge până la urmă. Eu am citit un interviu de-al dumneavoastră din 2011. Ați avut niște planuri grandioase pentru reformarea acestui domeniu de sănătate. La ce etapă sunteți? Pentru că știu că ați avut multe impedimente, inclusiv la nivel de Parlament. De exemplu, formarea unui singur spital clinic republican care s-a stopat. A fost... Haideți să le luăm pe rând. Eu aș vrea să menționez faptul, în primul rând, că am avut o susținere din partea echipei guvernamentale, din partea primului ministru, din partea colegilor din guvern și din partea medicilor, comisiilor de specialitate, părții academice, celor care sunt implicați în formarea, structurizarea sistemului sănătății. Am reușit câteva domenii care nu s-au visat să fie realizate vreodată în Republica Moldova. Și aș începe cu acela că mai multe servicii care nu existau în țara noastră sunt disponibile pentru cetățenii țării noastre. S-a asistat de mulți ani transplantul de organe. S-a luat transplantul de organe și s-a implementat chiar și transplantul de ficat, care este în premieră efectuat în țara noastră. S-a început operații pe creier, cele mai complicate, care nu s-au efectuat niciodată în țara noastră. Toți pacienții aceștia îi trimiteam peste hotare, impunând cheltuieli catastrofale pentru familie și în rudele acestora. Operații pe cor deschis sunt efectuate în toată ziua, 3, 4, și am sporit acest număr, scurtând lista de așteptare semnificativ. Suntem în prag de a implementa și transplantul mădvei osoase, care iară se va face în premier în țara noastră. Acești pacienți nu vor fi trimiși peste hotare. Operații pentru copiii noi născuți în primele zile cu vicii congenitale. Suntem în faza finală de a implementa și aceste operații și aici aș vrea să vă dau doar o cifră. Peste 300 de pacienți în fiecare an erau trimiși ori la Istanbul, ori la Moscova, ori în Germania, dar prețurile, le cunoașteți, sunt foarte și foarte mari. Acești pacienți adeseori nu ajungeau din cauza că nu era posibil să se plătească pentru aceste servicii. Iată, acest domeniu s-a realizat în acești ani și mulți, chiar din colegii mei, niciodată nu au crezut că se va întâmpla acest lucru. Având la dispoziție doar instrument utilaj care era relevant pentru secolul 20, doar în câteva instituții, ceva era important, s-a realizat. Pentru domeniul rural s-au construit 117 centri de sănătate noi, având ca proiect 69. Am depășit de la 69 la 117. Știu cum mai urmează în câteva, nu? Da, urmează câteva. Sunt aproape în toată ziua, avem centre de sănătate care sunt puse în funcțiune sau sunt lansate și aprecierea cetățenilor este destul de emoționată, deoarece au așteptat 60 de ani, care 40 de ani, pentru a trece de la un centru de sănătate de tip adaptat, din niște case care au fost folosite a celor care au fost deportați, după aceea preluate de către cei care i-au deportat, au fost folosite ca niște centre de sănătate cu niciun fel de condiții omenești, să zicem așa. 142 au fost renovate. Domnul ministru, exact anume despre asta continuăm, dar după publicitate, vă rog frumos. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, eu v-am întrerupt. Deci, vorbeați despre centre medicale deschise. Da, centre de sănătate deschise și reconstruite. Acum, în marți, lansăm un proiect, un sistem informațional național, care va exclude suportul pe hârtie, registre, jurnale, formulare.
va fi fișa electronică a fiecărui cetățean din țara noastră instalată și va fi supravegheat conform datelor care se vor stoca în arhivă. Ceea ce ar însemna că din anul acesta medicii de familie trec într-o nouă eră de organizare a prestării serviciilor medicale, cu calculatoare, cu laptopuri, trimitere la consult, trimitere la internare, trimitere la farmacie, sunt toate automatizate, se va face rapid. Acum suntem în faza finală de instruire a medicilor care au depășit vârsta de 50-55 de ani pentru a-i învăța, a familiariza cât mai eficient să lucreze cu calculatoarele. Și vom continua în anii viitori ca partea a doua care a rămas centrelor de sănătate să fie finalizate. Astfel vom propune cetățenilor din sectorul rural și municipal și orășănesc un alt tip de organizare a serviciilor medicale de asistență medicală primară. Asta v-au reușit. Și nu numai asta. Dar nu v-au reușit, de exemplu, formarea unui singur spital, spitalul Maimb, spitalul căilor ferate, care știu că astea de ultimele două... Nu s-a reușit, într-adevăr, crearea clusterilor sau grupurilor de spitale focusate pe domenii prioritare. Am avut ca program de a crea un cluster de spitale în domeniul, zicem, în neurologiei, în domeniul oncologiei, în domeniul accidentelor cerebrale, sau în domeniul reabilitării și tratamentului de durată lungă, dar această nereușită nu a influențat, în general, perfecționarea sistemului sănătății. Această acțiune, care de fapt nu este altceva decât mobilizarea resurselor din instituțiile existente pentru a obține un rezultat mai bun cu aceleași resurse. Asta se numește eficiență. Nu se numește altceva. Urmează să fie continuat, deoarece nu va fi posibil de reținut sau de oprit acest proces, deoarece resursele financiare, resursele umane nu pot fi dispersate și utilizate ineficient. Fie că avem necesitate de un laborator performant, ori de un laborator histomorfopatologic, care nu există până acum la noi în țară. Nu este posibil să creăm aceste laboratoare histomorfopatologice. Da, asta ce înseamnă? Asta ar fi examinarea celulelor în preparatele de biopsie, de diagnostic și tratament, îl avem doar acum, cu suportul, iarăși, colegilor sau partenerilor noștri din străinătate. Să vă spun mai simplu, dispersarea și crearea serviciilor costisitoare în fiecare instituție nu este posibilă, că nu vor avea nici sarcina de lucru. Un laborator foarte costisitor, și dacă sarcina de lucru va fi cu un randament de 10% dintr-o 100, atunci ce facem cu banii cheltuiți și personalul care este implicat într-un regim atât de leger? Sau un laborator electrofiziologic, care nu a fost niciodată în țara noastră. Suntem acum în data de 25 noiembrie, lansăm ca să-l avem pentru prima dată acest laborator electrofiziologic, care este așteptat de mii de pacienți. Este vorba de aritmii. Adică când este în tulburări de ritm, fără acest laborator, este imposibil să oferi un tratament profesionist. Acest laborator va fi împreună cu angiograful, care va permite să diagnosticăm, să tratăm cu metode care nu au existat până acum. De aceea, spitale departamentale, ați enumerat mai multe spitale, desigur că aceste spitale desinistitător, nefiind în familia mare a medicinii naționale, sunt oarecum rămași la o parte, sunt sigur că și dânșii doresc ca să găsim o modalitate de integrare a acestor servicii în unul național și eficient pentru cetățenii țării noastre. Domnul ministru, eu, la fel, ca simplu reporter, mă bucur când văd că în localitățile Moldovei sunt lansate, sunt inaugurate centre medicale și așa mai departe. Arată bine, sună bine, lumea spune că e bine. Dar oricum, omul când are o problemă mai gravă de sănătate, el e trimis la centrul raional. Iar centrul raional, în mare parte, e trimite pe toți la Chișinău. Spitale raionale. Noi avem investiții în ele, reconstrucții, pentru că ele sunt în epoca lui Stalin, am impresia. Da, într-adevăr, spitalul regional este următoarea etapă de consult, tratament și diagnostic.
aceste spitale raionale, încă acum, să zicem, în acești 3-4 ani, au fost aduse la niște condiții decente. Mm-hmm. Dar în 2009, în fiecare spital trebuia să dețină peste 100 de cratițe și ligheanuri pentru a strânge apa care curgea prin acoperișuri, prin holuri și prin sălile de operații și sălile de naștere, cu mucegaie în jur. Aceste spitale raionale au o perspectivă. Și suntem programul nostru de dezvoltare să fie consolidate, să creăm servicii de bază a acestor spitale în chirurgie generală, în terapie sau boli interne generale, în maternități, în servicii de urgență, departamente de urgență, necesită investiții. Noi am reușit pe parcursul acestor 4 ani să investim în toate spitalele raionale după priorități. Iată, v-aș enumera doar câteva și ascultătorii le cunosc. Este vorba de spitalul din Orhei, care săptămâna asta vom lansa renovarea acestui spital, care seamănă cu mult cu Est Republican. Este vorba de spitalul de urgență din Chișinău, care capătă a doua naștere, o aripă care a fost abandonată de mulți ani în urmă, cu pista sau heliport, cu un bloc nou de terapie intensivă, cu un departament nou de stabilizare a stărilor critice, cu echipamentul care vine din partea Japoniei, cel mai modern, specialiștii pregătiți, desigur că se schimbă. Dacă să mă întorc la spitale raionale, este vorba de spitalul din Hâncești, care este renovat. Astăzi vin de la Glodeni. Acest spital nici nu l-am recunoscut. Este cu totul alt spital. Atât exteriorul, cât și conținutul acestui spital este cu totul altul. Dacă la Bălți urmează să investească. La Bălți este altă. Pentru noi, orașul, pentru Ministerul Sănătății și pentru Guvern, Bălțul este prioritatea numărul 1 acum pentru zona de nord. Acest spital necesită să fie modernizat din temelie, deoarece nu există condiții bune pentru tratament și diagnostic în această instituție. Am identificat partenerii noștri. La prima etapă vor fi 16 milioane euro pentru a moderniza departamentele prioritare, cum ar fi sălile de operații, sălile de terapie intensivă și în anesteziologie, departamentul de urgență, departamentul de diagnostic și tratament. Deoarece acest spital acordă ajutor medical pentru toate raioanele din zona aceea, peste 1.200.000 de locuitori, merită. Și acest proces este început. Chiar săptămâna aceasta am fost acolo cu viitorii investitori, ne-am uitat, am văzut, medicii ne-au văzut că nu doar vorbim, dar și am trecut la lucru și eu sunt sigur că așa cum n-au crezut cei de la Spitalul de Urgență sau de la Spitalul Republican sau de la Institutul Oncologic că se poate face rapid și eficient, sunt sigur că și în municipiul Băț, spitalul municipal, în cel mult un an jumătate, 2 ani, va fi cu totul alt spital și pacienții vor avea acces la servicii medicale, nu doar calitative, dar multe, multe servicii care nu au existat până acum în orașul Băț. În ceea ce am povestit dumneavoastră, eu îmi fac concluzia că dumneavoastră munciți chiar foarte, foarte mult. Alții, pe de altă parte, vă vor... Deja vor să fie miniștri în locul dumneavoastră, chiar dacă încă nu sunt rezultatele alegerilor, nici alegerile încă n-au venit. Mă refer la liberalul Mihai Moldovan. Mihai Moldovan, da. Dumnealui știți că este șeful Centrului de Direcției Sănătate Chișinău. El a spus că el ar fi un ministru bun, pentru că, aici am să-mi permis să citez, că și dumneavoastră ați îmblat 15 ani, nu știu pe unde, după care ați venit în fruntea ministerului și ați început să dirijați ministerul. Unde ați îmblat dumneavoastră 15 ani de zile, cum zice domnul Mihai Moldovanu, care se vrea ministru de pe acum? Da, într-adevăr, am citit și eu acest interviu și aș vrea să... La Unimedia fusese. Poftim? La Unimedia fusese. Da, la Unimedia. Aș vrea să răspund nu doar și nici n-am avut ca scop să răspund dânsului. Vreau să spun că în actualul guvern sunt mai mulți miniștri care au îmblat pe undeva, cum a menționat autorul. Eu, începând cu anul, să zic, 1994, când, nu știu ce facea autorul, dar eu am depus un dosar la Universitatea din York, din Marea Britanie, și am obținut o bursă de 3 luni și jumătate în economie în medicină, în limba engleză. Și am învățat economie în medicină în Universitatea din York, din Marea Britanie.
După aceea am activat mai departe în Republica Moldova, aplicând acele cunoștințe în țara noastră, am considerat că este insuficient și am mai aplicat pentru o bursă, prin competiție de altfel, să nu, nici nu mă cunoșteau nimeni, la Universitatea din Michigan, din Statele Unite ale Americii. Am câștigat și această bursă, 6 luni am învățat la această universitate cum să se elaboreze și cum să se gestioneze un sistem al sănătății în metodele cele mai avansate și eficiente din lume. Iată, acest an pierdut, cum spune autorul, pentru mine a fost de un mare folos. După aceea am zis că și politica națională în domeniul sănătății este una importantă. Am aplicat pentru o altă bursă în Japonia, în Tokyo. Am câștigat și acolo o bursă, unde am avut 3 luni și jumătate iarăși în elaborarea politicilor naționale în domeniul sănătății. O bursă unde au participat doar viceministri și miniștri din mai multe țări din lume. Erau, pare că, 27 acolo. După aceea am mai aplicat la altă bursă și am obținut la Banca Mondială din Washington pentru o perioadă de 2 luni. Iată, acest timp care dânșii sau autorul zice că am umblat pe undeva, a fost un timp foarte de folos pentru mine. Și pentru mine a fost întotdeauna pentru mine a fost întotdeauna foarte și foarte important să pot să aduc ceva nou în organizarea prestării serviciilor medicale și, mai important, de a exclude ineficiența, de a exclude irosirea fără tolc sau fără rezultate a resurselor în general. După aceea, desigur că am mai lucrat și cu elvețienii vreo 3 ani jumătate ca manager de programe din Bern pentru Republica Moldova. Și desigur că am avut toate posibilități să mai aplic și am mai lucrat și în America de Nord, nu 15 ani, dar aproape 5 ani. Și în 2008, la sfârșit, am zis să vin înapoi în Republica Moldova, cu toate că puteam să rămân acolo pentru totdeauna, chiar să lucrez, pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Desigur că autorului nu-i convine, că le-am făcut deranj. Este o incomoditate. Stagnarea care persistă acum în municipiul Chișinău ar duce la o catastrofă totală a sistemului sănătății. Și eu, când am rugat să ne întâlnim, să discutăm și în municipiul Chișinău, inclusiv, ca să putem să organizăm în unison cu toată țara aceste perfecționări importante pentru sistemul sănătății, nu l-am văzut măcar o dată la Colegiul Ministerului Sănătății pe parcursul a 2 ani. Cu atât mai mult a început a scris scrisori pe la guvern, pe la președinție, cu niște inovații care sunt cunoscute de 20 de ani în urmă. Dânsul socoate că le-a inventat acum, recent, cum ar fi prevenirea maladiilor netransmisibile. La Malta, în 2012, este un proiect european de prevenire a maladiilor netransmisibile. Națiunile Unite, în septembrie 2011, este un program global. Dânsul l-a inventat anul acesta la Chișinău, aici pe loc. Deci este regretabil că instruirea peste hotare și obținerea experienței și cunoștințelor în Moldova este interpretată că am blat undeva aiurea. Domnul ministru, da, iată, din ceea ce ați văzut în afara țării, în țări mari, dezvoltate, raportul dintre cadrele tinere și cele în vârstă, care este în instituțiile medicale? Este o... La noi, în Republică... Deci, vă dați seama, cadrele tineri vor pe ăștia în vârstă să-i dea afară ca să ocupe ei să lucreze, iar ăștia în vârstă au experiență. Experiența în medicină vine cu anii, cu vârsta, să zicem. Și de aceea să spunem că dacă ai atins o vârstă oarecare și trebuie să fii dat afară sau aruncat, nu este corect. Un medic bun și la vârsta de 61 de ani și la 65 de ani este bun, dar trebuie să avem o abordare individuală. Cel care muncește, își perfecționează cunoștințele și reușește să mențină forma și tot ce este necesar pentru a obține performanță, trebuie de susținut. Dar totodată noi avem în țara noastră și unele rezerve, unele spații pentru a îmbunătăți. Este vorba de înrolarea în câmpul muncii, nu este corect până când la noi în țară. Adeseori, mai peste tot, încă este înrolarea în câmpul muncii prin plicuri. Adică se plătește și după aceea acel care a fost înrolat este de acum oarecum nu obligat, dar își simte necesitatea de a-și recupera banii care i-a depus în plic.
Încă există în Republica noastră când șefii de secții, chiar și medicii, pun în plic bani și transmit directorului pentru a, nu știu, pentru ce facilități. Sunt sigur că aceste apucături, care nu sunt nici manageriale, nici nu sunt pentru a perfecționa metoda sau abordările de organizare a prestării serviciilor medicale, vor dispărea, deoarece avem tineri doctori, avem specialiști care văd lumea altfel și noi trebuie să le oferim altă șansă, ca înrolarea în câmpul muncii să fie fără discriminare. A anunțat postul, criteriile de selectare, cine prezintă și dosarul coincide cu sau întrunește toate criteriile care au fost cerute să fie înrolat. Și desigur atunci se va și vedea, este tânăr capabil să-și ocupe locul pe care îl merită, de aceea sunt sigur că următorii 4 ani vor fi ani pentru cei tineri și echitate în înrolare și în remunerarea în personalul medical din țara noastră, deoarece nici motivația instituțională, nici motivația personală nu există acum. Este doar un mecanism vechi care este foarte obositor și enervant pentru multă lume, lucrurile ăsta o cunosc și cel mai important este că avem și dorință să-l realizăm împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății, comisiile noastre de specialitate, partea universitară și acest lucru se mișcă din loc și se va mișca foarte rapid în anii care vin. Domnul ministru, contractele la universitate, la orice specialitate de medicină, sunt foarte scumpe din cât știu eu. Relativ, da, față de alte universități. Lumea tare vrea să devină, foarte mult lumea vrea să devină medici, nu mai știu eu cum se numesc ei acum. De ce? Pentru că ei vor salveze națiunea sau pentru că ei știu că eu, când o să am o problemă de sănătate, eu am să-i mulțumesc fără să-mi o cer? Eu sunt sigur că în mare majoritate s-ar apropia, cred că de 100, vin la Universitatea de Medicină să salveze, să ajute oamenii. Eu cunosc pe propria mea experiență. De ce am devenit eu medic? Am devenit medic fiindcă, în primul rând, în familia mea avem un frate mai mare care era tot medic și mi-a fost un exemplu și ca o provocare. Al doilea, văzând oameni suferinți în perioada tinereții mele, medicina era și mai proastă decât acum, măcar că mulți spun că era mai bine și au nostalgie față de perioada aceea. Și gratuit, pur și simplu. Da, și mare majoritate vin să ajute oamenii suferinți. Doresc asta din suflet și eu sunt convins că este tocmai așa. Mare disperare vine după absolvirea universității, când până recent medicii auzeau și vedeau pe internet un lucru, dar realitatea în spital era cu totul altă. Dacă vei și ai echipamentul medical din anul 1887, ei nici nu erau născuți atunci când era echipamentul respectiv și asta era realitatea în fiecare instituție. Iată disperarea... 1987. 1987, da. Și iată disperarea atunci apărea și mulți medici încep să-și caute, fie într-o companie nemedicală, fie peste hotare, iar lucrurile acestea, desigur, că necesită să fie rezolvate de către guvern. Ca locurile de lucru, condiții de lucru să fie atractive și interesante. Ca tânărul doctor să poată să se manifeste ca personalitate, să poată să ajute rapid în diagnostic și tratament. Ceea ce facem noi. Cum la sat, în toate centrele de sănătate, sunt computerizate. Și acest sistem informațional le permite să aplice orice metodă de comunicare, de transmiterea informației. Mai mult ca atât, cu suportul mai multor parteneri de-ai noștri, noi acum vom avea ultrasonografie în mare majoritate a centrului de sănătate pentru a oferi examinarea prin ultrasonografie a gravidilor, a celor care necesită direct în centrul de sănătate. Vine timpul când vom avea direct în centrul de sănătate și fibrogastroscopie. Cu alte cuvinte, medicul va fi înarmat cu echipamentul necesar pentru a stabili corect diagnosticul. Ne mai vorbim de acum de spitalele care urmează conform etapelor, dumneavoastră ați menționat, de raionale. Eu aș spune că mai apar încă 4 spitale regionale care suntem în fază de a le începe în anul viitor. De acum avem identificate sursele financiare, partenerii noștri, urmează doar să declanșăm, să trecem peste în perioada electorală, să stabilim guvernul pentru a începe aceste activități. Ca să rămânem un pic la bani, este vina pacienților sau totuși este vina medicilor, rolul medical sau vina tuturor că există această corupție în sistemul medical?
Este vina, în primul rând, cred că, al pacienților. Pare paradoxal, ar părea. Nu pare paradoxal. Da. De ce? Pentru mine nu pare paradoxal. Noi am constatat lucrul acesta și am inițiat de vreo două luni urmă o campanie de informare a oamenilor. Că oamenii nu sunt vinoveți când nu cunosc drepturile pe care le dețin având polița de asigurare în buzunar. Și iată, lansând această campanie de informare, dorim ca fiecare cetățean să cunoască. Odată ce deții polița de asigurare, ești asigurat de către stat, din banii publici, de servicii medicale la doctorul de familie, la urgență și în spital, fără a plăti un ban. Cei care sunt condiționați și plătesc, iată, vă anunț acum să luați bonurile de unde ați plătit farmaciile sau unde aveți și aduceți imediat tot la directorul instituției care v-a lezat drepturile constituționale să vă întoarcă banii. Așa experiență avem în mai multe spitale, s-au întors banii. Am și altă experiență. Medicii sunt supărați. De ce? Sunt umiliți că am postat în mai multe instituții, în holuri, aceste anunțuri că nu da mită, adică informăm cetățeanul fiind asigurat să nu plătească bani adăugători supra acestei poliți. Și mulți dintre colegii mei chiar și înțeleg eronat. Eu când merg prin spitale zic că nu sunteți cu nimic, nici umiliți, nici în altă condiție, că acolo nu scrie nu lua mită, scrie nu da mită, adică o dă cetățenii. Și cetățeanul sau pacientul nu o dă, trebuie să cunoască drepturile lui. Și atunci lucrurile se așează la locul lor. Ca totul să așeze la locul lor, trebuie să luăm un minut de publicitate. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn ministru, cursul dolarului față de leu, vedeți și dumneavoastră în ultima vreme, până și vânzătorii de semințe de floarea soarelui o să învoce acest curs și posibil să scumpească semințele, ăștia care aduc medicamentele. Posibil să ne așteptăm la scumpire de medicamente în Moldova? În cazul când cursul valutar la valuta despre care v-ați referit va depăși niște cote care sunt stabilite în hotărâri de guvern, care impune și revizuirea sau revederea prețurilor, ar putea să se întâmple. Dar nu avem acum asemenea risc. Sunt sigur că aceste prețuri care au fost stabilite la înregistrarea prețului de producător, anul acesta n-am avut nicio mărire de prețuri. A fost ultima în anul trecut. După cum am evoluat noi situația, am putea să o menținem ținând cont de tempoul de creștere sau de a lua putere valuta respectivă. Consider că până în primăvară, dacă se menține acest tempo, am putea să menținem aceleași prețuri. Uh-huh. Omul cel mai mult are de face cu medicina, în mare parte, atunci când cheamă urgența. În Chișinău am văzut de câteva ori, s-au adus, sau ambulanța noi, totul e frumos. Doar în Chișinău se aduc ambulanțe? Sau... Da. Am avut, într-adevăr, un lot procurat în primăvară, care a fost repartizat în toate stațiile. Noi avem stații zonale în țară. Este stația centru, stația nord și stația sud. Fiecare au primit în funcție de numărul de locuitori care sau populații care sunt deserviți. Stația sud, de exemplu, a primit 3 mașini, stația nord au 7, mai sunt 6 de la Smurt, 4, stația centru au primit vreo 11, municipii Chișinău tot în jurul la 7, adică în funcție de volumul de lucru care este estimat către aceste substații s-au primit, dar nu este suficient. Ambulanțele sunt uzate în mare grad și de aceea am lansat recent o licitație, nu s-a reușit, multe contestări, s-a anulat și urmează ca să mai avem câteva încercări pentru a obține cel mai bun preț și cea mai bună calitate. În afară de aceasta, am menționat așa trecător, spitalul de urgență va gestiona, va administra și un serviciu de aviasan, care va acorda asistență medicală de urgență rapidă pentru toată. Deja e funcțional, nu? Da, este funcțional, da, de mai de anul acesta. Am avut mai multe misiuni în diferite raioane și cetățenii sunt siguri acum că în caz de necesitate rapid vom ajunge
la Clocușna sau mai la sud pentru a transporta pacienții. Dar necesită să înnoim și parcul. Acum suntem în fază avansată de negociere cu cei care ne vor susține să procurăm două elicoptere noi, dotate cu echipamentul necesar, dar în afară de aceasta avem și proiectul transfrontalier a Uniunii Europene, SMURT, împreună cu România, care prevede nu doar ajutorul în caz de situații majore, cum ar fi inundații, cutremuri sau alte situații majore, dar și implementarea unei metode sau, să zicem, formule avansate de organizare a serviciilor de urgență, cum este în România. România a fost prezentată la Geneva în 2013 ca țară care deține cel mai performant sistem de urgență din Europa. Și de aceea acest sistem 112, care permite integrarea câtorva departamente importante, cum ar fi departamentul de stări excepționale, poliția, pompieri și medicina, deoarece toate cazurile de urgență sunt asociate, de obicei nu sunt în cazuri separate, fragmentate, și noi acum suntem într-o fază avansată pentru a crea același sistem SMURT, care va fi unul eficient și dotat respectiv, fiindcă perspectiva de a fi dotat pentru anul 2015 este destul de mare. După estimările noastre, după discuțiile care le avem cu partenerii noștri, dumneavoastră ați menționat la bun început, în perioada imediat după anul nou, vom avea investiții de 3, 4, 5 ori mai mari decât le-am avut până acum, în diferite domenii prioritare. Serviciul ăsta 112 a spus că ar putea fi lansat de la anul chiar? Da, noi avem de acum un program pilot la Bălți, unde de acum se lucrează cu acest dispecerat comun. Urmează ca în faza finală să avem un dispecerat național care va coagula departamentele menționate și în caz de necesitate atunci sunt și paramedicii, sunt pompierii, sunt și medicii. Acolo la dispecerat, este dispeceratul comun, tocmai și este tot mezul acestei integrări, că acest dispecer, el ia o decizie. Cine merge? Merge medicul, merge paramedicul, merge felcerul sau merge un polițist doar. Iată, în funcție de estimare, evaluarea rapidă în procesul de recepționare a solicitării se rezolvă. Eu am văzut cum funcționează acest sistem în România. Este un sistem de o eficiență enormă. Asta ar însemna că de la anul am putea să nu mai avem numerele 902-31? Exact, da. O, dar lumea până o să înveți că e 112. La Ministerul de Interne deja s-a lansat acest program, la Ministerul Tehnologiilor Informaționale la fel, fiindcă participă ambele ministere și noi, pentru a crea acest sistem integrat de urgență, de stări excepționale. Domnul ministru, mai mică m-a rugat să vă întreb. În Moldova, copiii de 7-8 ani nu mai sunt vaccinați împotriva tuberculozei. Pe timpuri era obligatoriu. De ce nu se mai vaccinează? Vaccinarea se efectuează în maternități, în prima vaccinare, după aceea, în funcție de starea imunității copilului, se ia o decizie individuală, se vaccinează sau nu se vaccinează, și eu consider că este corect. Mai multe țări care au reușit să scadă numărul de îmbolnăviri de tuberculoză, adică circulația micobacteriei în aer, în mediu, este redusă, atunci cu încetul va dispărea și vaccinația chiar din maternități, fiindcă nu devine necesară. La noi în țară tuberculoza încă este adică avem o incidență foarte înaltă, dar o tendință clară spre diminuare, spre scădere. Cred că în perspectivă vom ajunge și noi la acele condiții pe care le avem în mai multe țări din regiunea europeană. Vreau să vă întreb despre groaznicul ieșit din comun caz de la Ștefan Vodă, cu acele două fetițe. Până urmă s-a aflat ce s-a întâmplat cu ele, sau care au decedat, s-au otrăvit fiile, la mere fiile, la nu mai știu ce. A fost constatat o intoxicație cu o substanță chimică și până la urmă vreau să clarific, nu am aflat rezultatul final, dar era exact stabilit o substanță chimică toxică a fost administrată. Adică întâmplător ceva s-a întâmplat acolo. Da. De ce aveți la mâna dreaptă? Este un brățar care măsoară câți kilometri fac în fiecare zi, dar sunt programați. Eu mi-am programat să efectuez 7800 de metri, adică 7 km și 80,
câte calorii sunt consumate și câte sunt arse? Pe jos 7 km. Da. Zilnic? Zilnic, da. Și după aceea mi este și somnul cât este programat, dacă am dormit cât mi-am programat, pentru a menține în ritm permanent, funcțional și pentru a păstra sănătatea. Este asociat cu iPhone-ul, cu telefonul și telefonul mă semnalizează după cum l-am programat, fiecare 5 ore, cum am respectat ceea ce am programat. Interesant. Domnule, să vă mulțumesc pentru discuția foarte interesantă. Chiar eu, care la început spuneam că nu pricep multe, dar mi-a plăcut și am auzit multe lucruri noi și asta înseamnă că și telespectatorii noștri. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi la emisiune. Vă doresc succes în marea activitate și foarte responsabilă activitate pe care o aveți. Succes în campanie electorală. Și ne vedem după campanie electorală cu dumneavoastră ministru sau cu dumneavoastră deja în opoziție. Da, asta depinde tot de voi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, vă doresc o seară cât mai bună și să fiți sănătoși. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine, pe orice mal al Nistrului v-ați afla.